prima și primară ideea mi-a venit când eram tot cu Ileana Montan și cu producătoarea Ada Solomon pentru a încerca să mai obțin niște finanțări pentru primul meu film, Roxanne, pe care l-am făcut în același echipă. Și eram la Berlin, eram cu ele în același loc, numai că mie neplăcând un frigul și fiind cam trist, uitându-mă pe geam, am văzut, chiar dacă era noiembrie, că a început să ningă. Și m-a depresat foarte mult toată treaba aceasta. M-a deprimat, îmi cer scuze. Și atunci mi-a venit în cap primul titlu al unei posibile viitoare povești, că a început cumva invers. Mi-a venit să zic I Hate Berlin. Acesta a fost titlul de lucru acestei povești. Urăsc Berlinul. Cu toate că nu făcuse nimic rău, dar era frig și începuse să și ningă. Și atunci, pornind de la asta și analizându-mă eu pe mine, ce mi s-a întâmplat așa de-a lungul timpului, am zis că ar putea ieși o poveste din toată starea asta pe care am avut-o. Și chiar pe loc le-am spus colegilor mele, Adei și Ilenei, că se pare că mi s-a născut o idee și ele au zâmbit și am zâmbit și acolo a fost primul grăunte al poveștii sădit, dar după aceea, bineînțeles, a luat puțin mai mult timp până când am adunat toate datele, problemele, l-am tot și pe parte și pe alta. După cum am zis, eu eram singurul băiat între două fete acolo la Berlin, cumva asta s-a translatat și în povestea din scenariu și acum și din film. Un bărbat între două țări, între două femei, care caută să își facă viața și, surpriză, eșuează. Proiectul a luat câțiva, în vreo 3-4 ani, dacă nu mă înșel. Și în alte proiecte, în ceea ce privește filmul, doar am mai realizat un scurtmetraj la casa de producție Hi-Fi Entertainment. Încă nu s-a lansat scurtmetrajul, dar sper să se lanseze acum în curând. Și altfel m-am început să mă dedic facultății de film din cadrul un ATC. Sunt acolo asistent, doctorant, în fine. Îmi place să mă țin în priză și îmi face bine să văd spiritul mai tânăr decât al meu din lumea filmului, cum se manifestă. Și asta am făcut până când, treptat povestea aceasta a ajuns la, în fine, într-o formă care ai considerat că poate să fie transpusă în film. Dar etapa, procesul a durat vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, dar a cuprins însă și documentarea pe care am făcut-o la fața locului în Germania, într-un sat ecologic. Acest capitol, existența acestui capitol este exclusiv meritul scenaristei Ileana Montean, care atrasă de zona ecologistă și de traiul sănătos. Eu sunt pe undeva în partea cealaltă, așa că împreună lucrurile s-au combinat, le-am alternat precum sunt alternate și în film. Nu aveam cum să nu mă gândesc și la el, numai că în perioada, în timp ce povestea prindea din ce în ce mai mult contur, știam că cumva se rătrăsese din fața camerelor și de aceea cumva mi l-am dat deoparte pentru a reveni totuși ulterior la el. Și din câte mi-a zis, i-a plăcut foarte mult povestea și speră ca cu acest rol să revină în fața camerelor de la vedere după ultimul rol pe care l-a avut, dacă nu mă înșel, în Sierra Nevada lui Cristi Puiu. Pot să zic că a existat o excepție clară, Ioana Flora, de exemplu, care interpretează rolul viitoarei foste soții a lui personajului Duc, interpretat de Mimi Grănescu, m-a dus gândul din prima. Iar în rest, pentru celălalt personaj principal feminin, Giulia, am dat casting, era un teren oarecum necunoscut și am ales până la urmă să lucrez cu mai tânăra Ana Covalciuc. Și
Dar, bineînțeles, cu casting, cu probe, cu tot ce trebuie. Dar vreau să le mulțumesc foarte mult și celorlalte actrițe și celorlalți actori care au venit la casting și au făcut ce au putut mai bine sau ce le-am zis eu și să le mulțumesc și lor și să nu se supere că nu au fost distribuiți sau distribuite. Când mai urmează filme. Nu m-am simțit că m-a privat de creativitate bugetul. Sacrificiile, cred, cele mai mari, cred că le face cumva producția, încercând să pună cap la cap toate lucrurile astea, astfel că să reușim să fim în bugetul necesar. Dar eu nu am simțit că mi s-a pus vreo opreliște, nu-ți imagina nu știu ce, că nu putem să aducem. Da. Ce s-a... Bineînțeles, sunt situații în care trebuie să te adaptezi, dar cumva mai mult tehnice, aș putea zice, sau câteodată poți să zici că tot rău e spre bine. Poate că se naște o situație la care nu te-ai gândit, dar dacă știi cum să te adaptezi și știi cum să-i exploatezi, totuși de acolo pot ieși niște nuanțe care să ajute și nu să fie împotriva ceea ce vrei să faci. E bine povestea pe care o ales să o faci, chiar să ții la ea și chiar să te intereseze să o faci, pentru că din motive, de cele mai multe ori obiective, aș putea spune, până faci rost de finanțare pentru următorul proiect, trec totuși ani. Iar dacă nu ai o poveste care să te țină și să fie în tine, în fine, se poate, acești ani își pot pune amprenta aici. În fericire, în fine, văd că mi-am păstrat interesul pentru această poveste. Dar... din păcate, da, ia cam mult timp. De la, nu știi care sunt șansele de a câștiga concursul CNC, apoi niciodată banii de la CNC nu sunt satisfăcători, mai aștept să mai faci jos eventual de finanțări din altă parte. Lucrul ăsta se poate întâmpla sau nu. Și uite așa trece timp. Paradoxul face că aștepți câțiva ani, dar până la urmă tot repede trebuie să-l faci. Adică la un moment dat începe producția și te trezești că anii aia dinainte se comprimă toți în câteva luni în care trebuie să faci tot. Pregătiri, filmări. Am început pregătirile din primăvară. Castingul și prospecțiile pe la începutul verii, sfârșitul primăverii, începutul verii și la sfârșitul verii am început să filmăm. Sper ca, în fine, până la începutul primăverii să fie gata și montajul și poate, eu știu, și sunetul. Mi-e place să cred că o să fie o nebunie frumoasă, tot filmul ăsta, în sensul bun al cuvântului. Mă alint așa câteodată și spun că poate nu-mi ies toate lucrurile, dar ce puțin o calitate certă sper să aibă acest film. O să fie foarte bogat vizual și bogat în ceea ce privește întâmplările din el și zonele diferite în care se mișcă personajul, respectiv personajele. Deci e totul ca un soi de roller coaster, ca să vorbesc în franceză, un vârtej în care sunt implicate toate personajele la un moment dat. Ce să fiu și destul de eliptic în modul de a povesti, totodată am abordat și o stilistică, aș putea spune așa, de pseudo documentar, dar nu înseamnă acest lucru se traduce prin mișcări agresive de aparat, ci urmărirea situației care se întâmplă, în care se află personajul sau descrierea
noilor locuri pe care personajul le găsește, și însă nu e exclusiv pseudodocumentar, pentru că mai există totodată un filon oniric în poveste. Și sunt chiar eu sunt foarte curios să văd cum funcționează această alternare între un montaj mai alert și zonele ușor mai descriptiv-onice de altă factură vizuală. Chiar și eu sunt curios.